Pentru prima dată în ultimii ani, turneul pentru stabilirea campioanei județului Giurgiu nu se mai dispută după formatul gândit de Asociația Județeană de Fotbal. Conform regulamentului, primele patru clasate după sezonul regulat, FC Bolintin, Spicul Izvoru, Avântul Florești și CS Nova Force, aveau dreptul să lupte pentru trofeu dacă achita o taxă de 2000 de lei necesară pentru organizare și plata arbitrajului. Această taxă a fost plătită doar de FC Bolintin și Spicul Izvoru, celelalte două echipe, Avântul Florești și Nova Force Giurgiu, invocând probleme financiare. Mai mult, cele două echipe aveau și datorii mai vechi către AJF, pe care nu le-au putut achita. Nu și-au achitat nici datorile care le-a avut, de care au fost iertați un an de zile. Alte echipe au plătit și nu e corect să participe la un joc de baraj atâta timp cât nu și achită datorile, inclusiv taxa pentru baraj. Oamenii au spus că nu au bani, i-am înțeles și s-a hotărât să se joace între echipele care nu mai au datorii din cele patru, au rămas două echipe. Așadar, campioana județului va fi stabilită sâmbătă după un singur joc pe stadionul din Mihăilești, cu începere de la ora 18. Pentru a se evita orice discuții cu privire la arbitraj, brigada nu va fi una giurgiuveană. Arbitrii sunt din județ limitrof, ca și am hotărât între cele două echipe, ca să nu se nască probleme de suspiciune, sunt de la Alexandre. E brigadă Liga 2. Campioana județului Giurgiu va disputa pe 19 iunie un baraj pentru promovarea în Liga a 3-a cu CS Athletic Bradu, campioana județului Argeș. Partida va avea loc pe teren neutru la Roșiorii de Vede.